Salut, sunt Dan Moldovan și pe măsură ce voi vedeți cum înlocuiesc eu cartușele la multifuncțional, o să vă spun câteva lucruri despre el. HP Office Jet Pro 1610 este un multifuncțional pe care l-am cumpărat în urmă cu ceva vreme și mă aflu deja la al doilea rând de cartușe schimbate. N-am folosit faxul și cred că v-am spus și din primul film că nu o să-l folosesc și nici nu o să vă spun acum caracteristicile ei, pentru că le-am trecut într-un articol pe care l-am publicat pe blogul meu macrostandard.ro și o să pun și la acest film link spre el ca să-l puteți citi, să vedeți toate caracteristicile. Și dacă tot vorbesc de linkuri, o să pun și linkul spre secțiunea din site-ul meu macrostandard.ro, de unde puteți să vă alegeți un multifuncțional ca acesta sau o imprimantă dacă doriți ceva mai ieftin. De la bun început vă spun că din punct de vedere al economiei, cel puțin pe partea de cartuș negru, o să faceți economie dacă listați la calitate redusă. Dar calitatea redusă nu înseamnă că nu se vede mai nimic pe pagină sau se vede urât. Dacă începe să listați și culori, aici deja problemele încep să apară, pentru că din punctul ăsta de vedere, cel puțin la mine, am observat că este foarte mare mâncătoare de cartușe colorate. Și imediat dacă încep să listez ceva nu la calitate ridicată, tot așa la o calitate normală, nu fotografii pe hârtie foto, ci doar niște grafice sau câteva texte color într-un document, o să vezi cum ți se termină cartușele anzvai. N-am folosit multifuncționalul ca fax și am impresia că v-am și spus lucrul ăsta, că nu o să-l folosesc încă din primul film, pentru că nu mă interesează să trimit faxuri sau să primez faxuri și să le listez. Eu am folosit multifuncționalul inclusiv ca să listez direct de pe telefon. Dar după ce Android a trecut de la versiunea 5 la versiunea 6, pe Samsung Galaxy 6, n-am mai reușit nici cum să listez. Și asta e deja o problemă, am impresia, a sistemului de operare, pentru că, din câte am observat eu, Samsung vrea să te ducă cumva printr-un sistem de-a lor de printare și să faci cumva o tură, așa o colitoare, până ajungi la imprimanta ta. În fine. Pe Linux, de la un moment dat, a început să nu mai funcționeze. Primeam un mesaj că nu este conectat calculatorul la imprimantă. Și degeaba am verificat dacă cablul este bine conectat la imprimantă și la calculator, că tot n-a mers. Așa că am lăsat o baltă, pentru că oricum nu listam eu nu știu ce mare lucru de pe Linux. Același mesaj l-am primit atât la Windows XP, cât și la versiunea Windows 8.1 Pro. Numai că la sistemele astea de operare, imprimanta după 2-3 secunde pornea și nu mai avea nicio problemă cu ea. În Windows 10 am instalat imprimanta prin rețeaua Wi-Fi pe care ea și-o creează, așa că nu mai am problemele astea de conectivitate prin cablu. Dar cine știe, dacă aș fi făcut același lucru și la restul sistemelor, s-ar putea să nu mai există problema asta. Oricum, cablul pe care eu l-am folosit la imprimanta este un cablu vechi și s-ar putea el să aibă probleme. Pe ansamblu pot să spun că imprimanta este bună și merită cumpărat atât acasă cât și la birou. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție.